Acum un moment avem un grup de copii care o să depună câteva flori la Crucea Eroilor și la monumentul de Troița în memoria deportaților. Mă rog. Ei, avem astăzi alături de noi și pe reprezentanții autorităților raionale, domnul Iastremski și domnul Iacoban. Și acum ar vrea să-l invit încoace pe domnul președinte al Administrației Raionale de Stat, Viorel Iastremski, pentru un cuvânt. Mult stimată doamnă Eleonor Moldovan, stimați presfințiți, stimați conducători ai raionului, domnul primar, domnul Alexandru Platonov, într-adevăr, astăzi este o mare sărbătoare, sau mai pe scurt, sunt două sărbători, da? O sărbătoare de pomenire a celor care astăzi nu mai sunt alături de noi. Mie mi-a rămas puțin să spun că după doamna Eleonora mi-e foarte ușor să vorbesc, dumneavoastră este doctor în științe istorice și știe mai bine ca mine, poate mai bine să vorbească. În schimb, aș vrea să spun pe scurt că ziua din 9 iunie 1941, taman a fost ca astăzi, călduroasă, frumoasă. Toți oamenii, atât din Târnauca, cât și din alte sate a raionului nostru, bineînțeles, munceau pe ogoare, își creșteau copilașii, aveau lucru mult, în schimb, fără să știe că au fost numiți 1000 de activiști care în seara din 9 iunie, bineînțeles, au venit la Herța și au făcut lucruri foarte murdare, deci au ridicat pe neamurile noastre, pe cei oameni care într-adevăr au fost mai bogați, mai gospodari și au fost duși 1373 de oameni din raionul Herța la două căi feroviare cu mașini, cu căruțe și mai departe. Deci această zi e foarte tragică, bineînțeles, dintre dumnealor s-au întors foarte puțin înapoi. Noi, conducerea raionului, înțelegem toate greșelile făcute de domnul Stalin, de sistemul comunist. Dar bineînțeles, cu părere de rău, timpul a trecut și nu mai putem să le facem nimic. Rămân pentru noi numai lacrimi, rămân pentru noi durerea, care, într-adevăr, și părinți, preputarnici și părinți, au spus azi, care e problema, care e greutatea. Eu cred că așa lucruri, de știți că este primit o lege în 2015, deci, toată țara noastră le recunoaște, mai mult cred că nu o să se repete aceste mari murdării. Suntem cu cât mai mult suntem români și mai ales raionul Herța, unde avem 95-96% trăiesc români, suntem mai mult stimați, avem mai multe drepturi, avem drepturi să scriem drept la diferiți miniștri, la primul ministru scrisoare, numai de atâta că suntem români. Deci vreau să vă mulțumesc la toți cei care astăzi sunteți alături de noi. Vreau să vă spun că așa oameni au fost și în alte sate a raionului, dar cu părere de rău sărbătorim numai la Târnauca. Brava conducerii, vă rugăm să mai le dați și la alți primari sfaturi, să introducem această sărbătoare într-adevăr în toate satele raionului nostru. Vă dorim succes, vă dorim sănătate. Acei ce nu-s, să le dea-i bunul Dumnezeu odihnă, dar noi care am rămas, măcar cel puțin o dată în an, prin rugăciuni să-i pomenim, să ne aducem aminte că ei au fost acei oameni datorită cărora suntem noi astăzi. Vă mulțumim frumos!